Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Crăciunul scriitorilor la Avangarda 22. Proiecte la protopopiatul Onești, Prânzul Ștefanian la 2 ani de activitate și proiectul Fi și Tunicușor. Descoperire de senzație la Slănic Moldova făcută de doi pasionați de istorie. Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov din Bacău au organizat pe 3 decembrie, în parteneriat cu Asociația Culturală Familiale ca ediția a 25-a a Crăciunului Scriitorilor la Avangarda 22. Manifestarea a avut loc în Parcul Cancicov, iar Acum TV a fost partener media al reuniunii. Prezent au răsuns oaspeți din Bacău, București, Piatra Neamț, Târgoviște, Onești, Comănești, Buhuș și din Roman. Scriitori, artiști și preoți, intelectuali, directori de instituții și patroni de firme, iubitori de cultură și artă, reprezentanți ai mass media. Cei prezenți au fost colindați de către soprana Claudia Vasilache, profesoară la Colegiul de Artă George Apostu Bacău, ce a fost acompaniată la pian de Elvis Condrea, de solista Oana Crețu, profesoară la Colegiul de Artă George Apostu, de cantautorul Florin Țuțuianu, dar și de grupul vocal Suflet Românesc, de grupul vocal Vatra Satului, instructor Joachim Dămoc, precum și de elevele Elena și Teodora Tudose din Cașin. De altfel, Cașinul a fost cel care a deschis seria evenimentelor. În deschiderea evenimentului, Constantin Tudose, autorul lucrării Porțile de lemn ale Cașinului, Porțile Sufletului, a deschis evenimentul cu un interesant scurtmetraj intitulat Cașin, marcă identitară națională, prezentat de către Constantin Tudose, președintele Asociației Cașin, Tezaur de Frumusețe. Cașin este o localitate din partea vestică a depresiunii Cașin-Tazlău, tocmai acolo, la poalele munților, o localitate atestată documentar cu mulți ani înaintea satului București. Da, satului București. Nu era cetate București atunci când a fost atestată documentar prima dată. Deci este atestată documentar cu 2 ani, însă în urma orașului, a actualului oraș Bacău, dar tot sat era și Bacău. Primele colindătoare ale Crăciunului Scriitorilor au fost Elena și Teodora Tudose. De altfel, tot ele au fost cele care au cântat în încheierea manifestării. Este primul concert din această lună decembrie anului 2022? Da, este primul concert din această lună. Ați avut emoții? Cum a fost? Am avut puține emoții, dar a ieșit foarte bine. Ești mulțumită de prestația ta, a surorii tale? Da, sunt foarte mulțumită. Am înțeles. Voi ați primit numeroase premii la aparițiile care le-ați avut, la festivaluri, competiții naționale. Am văzut că și aici ați primit o diplomă. Da, am primit o diplomă pentru o revista clasei, care am făcut-o în clasa 3-a, anul școlar trecut, și una pentru cântarea noastră de astăzi. Am înțeles. Eu nu să înțeleg așa, revista voastră e așa de notorietate și văd că a depășit granițele municipiului Onești, a școlii voastre și a colegilor, până la urmă, voi acolo echipa care lucrează e cea mai bună și ați ajuns și în județul Bacău, ca să zicem așa. Da, ne bucurăm că a depășit granițele școlii noastre. Sper că colegii sunt mândri de ei, au făcut o muncă minunată și le mulțumim că ne-au ajutat să întemeiem ceva atât de frumos. Știu că alături de voi, acum eu vă iau de interviu doar vouă, dar alături de voi, pe lângă doamna învățătoare, sunt și o echipă puternică și inimoasă care vă ajută și care scriu cot la cot cu voi. Da, adevărat, au muncit și ei foarte mult. Munca în echipă, până la urmă, este cea care face să culegeți roadele voi acum la acest eveniment. Practic îi reprezentați. Da, și sper să fie și ei mândri de noi și sperăm că vom mai face un număr. Așa este?
Da, desigur. Știu că ați negociat așa un pic, a fost greu, pentru că voi totuși sunteți eleve în clasa a patra, dacă am ținut bine minte, așa, și e greu și școală, și repetiții la canto, și revistă. Da, este un picuț greu, dar cu ajutorul colegilor am reușit. Felicitări transmite și din partea noastră colegilor și felicitări și vouă, pentru că sunteți atât de bune și atât de talentate. Mulțumim mult! Un mesaj, dacă e, pentru cei care ne urmăresc. Voi ați venit aici cu un colin frumos, ați prezentat un colin nemaipomenit. Un mesaj pentru cei care ne urmăresc, telespectatorii noștri, pentru că am intrat în luna decembrie, luna cadourilor, și ne pregătim cu toții de nașterea Domnului Iisus Hristos. Ia să vedem ce mesaj. Păi, în primul rând, le dorim și celorlalți copii de clasa 4 sau de 3 să încerce să scrie un ziar și le urăm tuturor Crăciun fericit. Au fost acordate premiile anuale ale Crăciunului Scriitorilor oferite de către Fundația Culturală Georgeta și Mircea Cancicov ale filialei Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor Regina Maria, președinte Dănuț Voicu, și premiile poetului Victor Stan In Memoriam, care au fost înmânate de poeta Geta Stan Palade din Piatra Neamț. Bună ziua! Bucurie mare că ne vedem și anul acesta, cel puțin bucurie din partea mea, că văd partenerii cunoscuți care, în liniștea menținută și anul acesta și în spațiu geografic, putem să ne desfășurăm activitățile și aceasta de continuitate de la 25-a ediție, coordonată de inimosul Victor Mutanu. Prezentarea domnului președinte, aș vrea să o rectific un pic. Dacă am făcut ceva pentru Fundația Georgeta și Mircea Cancicov, pentru Crăciunul Scriitorilor, am făcut în calitate de om de afaceri. Sunt președintele Cultului Eroilor de anul trecut, am fost prim vicepreședinte, am fost alături de această mișcare, de aceste întâmplări, timp de 14-15 ani, în permanență, atâta timp cât am fost invitat, și sper că să am energia și resursele necesare să fim aproape de acest fenomen la nivel național. Vă mulțumesc! Premierul Boc spunea, dați-mi un scaunel să mă văd și eu, dar eu sunt scurt, cum spune Victor, și mă conformez. Și eu și domnul Buzna și maestru Nicolescu. Atât vreau să vă spun, felicitări, Victor. E greu să te însoțești cu el la asemenea palade, dar sunt extraordinare și vrem să mai venim. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Scriam cândva, în urmă cu câțiva ani, un articol despre Victor Munteanu și despre inițiativele lui în domeniul culturii. Și spuneam, inspirat fiind de titlul unui roman celebru, Foloși nebuni ai marilor orașe. Victor Munteanu este un folos nebun, pentru că numai un nebun împătimit de valorile culturii noastre naționale poate și reușește să organizeze astfel de întâlniri. Ea spune că sunt pentru, cel puțin din perspectiva pe care o privesc eu, sunt niște aventuri pe tărâmul culturii pe care puțini sunt capabili să le ducă la bun sfârșit. Bine ați venit, bine ne-am găsit la acest mare eveniment pe care Victor Munteanu, prietenul meu de foarte mult timp, îl organizează cu mult succes și eu sunt de fiecare dată aproape de dânsul. Îl felicit pe Victor pentru tot ceea ce face. Îi urez mult succes în continuare. Îi promit că îl voi susține atât timp cât și eu voi rezista. Și împreună cu dumneavoastră vom participa an de an la un asemenea eveniment. Pentru că timpul a expirat, vă mulțumesc! Onorată și emoționată că m-ați invitat la acest eveniment. Facem parte din lumi diferite, a mea mai aproape de biologicul din noi, a dumneavoastră spirituală, fără atom, fără molecule, dar aceste lumi se întrepătrund. Sunt
medici scriitori și scriitori care sunt medici doctori de suflete. Vă doresc în următorul an să fiți plini de inspirație, să creați poeme, romane, să ne încântați pe noi muritori. Este o surpriză, pentru că domnul Oatu a vorbit foarte frumos și adevărat că ce face domnul Victor Munteanu este unic și merită recunoștința comunității. Într-adevăr, am completat o mică surpriză din partea comunității. O diplomă de excelență se acordă domnul Victor Munteanu pentru... Vreau să spun că e președinte fondator al Fundației Culturale Georgeta Mircea Cancicov pentru remarcabilele contribuții culturale și realizării celor 25 de ediții a Crăciunului Scriitorilor. De asemenea, merită menționat ceea ce a realizat de 22 de ediții acel festival concurs național Avangarda 21, care este unic la nivel național, la fel ca și Crăciunul Scriitorilor. Din partea comunității, domnul Victor Munteanu, vă invităm să vă înmânăm această diplomă pe care o meritați cu prisosință și merită... Felicităm și cei care v-au susținut de-a lungul timpului. Reuniunea s-a încheiat cu un Te Deum în memoria eroilor neamului și a patronilor spirituali ai Fundației Cancicov, ai familiei boierilor Leca și a memoriei scriitorilor, artiștilor și intelectualilor Avangardei 22, trecuți la cele veșnice. Manifestarea s-a încheiat cu o agapă creștină. Moderatorul evenimentului a fost poetul Victor Munteanu. Având în vedere majorarea prețurilor la energie electrică, primarul orașului Comănești, Viorel Miron, dorește să implementeze un proiect ce se referă la producerea de energie verde. Despre toate acestea s-a discutat în cadrul ultimei întruniri a legislativului local. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor legate de proiectul, capacitatea de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consumul propriu, în orașul Comănești de sub Bacău. Este vorba de acel câmp de panouri fotovoltaice pe care vrem și dorim să-l implementăm pe zona fostelor halde de cenușă de la termo. Cu acest proiect vom reuși să producem energia care ne este necesară funcționării unităților din cadrul orașului Comănești, dar pentru că ne limitează la 400 de kVA de kilovați, va fi nevoie să putem să producem deocamdată doar pe ce înseamnă iluminat public. Totodată o să mai amplasăm și alte panouri pe clădirile din cadrul UAT Comănești. Proiect de hotărâre, ultimul pe care vi-l propun, deci acest proiect se depune imediat acum în luna decembrie, pe data de 5. Deci vă dați seama că nu mai puteam să amânăm sub nicio formă, că intrăm în libere cu toții și fiind această mini-vacanță, nu mai are nimeni timp să mai vină la ședințe. În ultima ședință a legislativului local, la inițiativa primarului Comunei Dofteana, Ioan Bujor, aleșii locali au discutat și votat favorabil un proiect de hotărâre privind finanțarea pentru realizarea obiectivului de sfințare pod peste râul Doftenița, în satul Ștefan Vodă, Comuna Dofteana și întocmirea documentației de demolare a construcției podeți din len cu suprafață cale de rulare de 40 de metri pătrați, situat în intravilanul satului Ștefan Vodă, Comuna Ștefan. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre privind finanțare pentru realizarea obiectivului de sfințare pod peste râul Doftenița în satul Ștefan Vodă, Comuna Dofteana și întocmirea documentației de demolare a construcției podeți din lemn cu suprafață cale de rulare 40 metri pătrat, situat în intravilanul satului Ștefan Vodă, Comuna Dofteana, județul Bacău, având număr cadastral 64823C1, domnului primar? Da. E vorba despre un proiect de hotărâre, practic o să fie două, cum mai avem cu unul, e vorba despre acele două poduri care le-am înscris în proiectul pentru Angel Salini și a fost aprobat. E vorba despre podul, care vă spunea domnul președinte, podul, cum spunem noi, la Fofonel, care face legătura între Ștefan Vodă și Hădeac. El va fi demolat, bineînțeles, va
fi radiat și din inventarierea domeniului public, cu autorizație de demolare și apoi autorizație de construire a noului pod. Despre asta este vorba. Podul de pe Doftenița. Vedeți că ați citit proiectul de hotărâre până la terminare, scrie destul de clar, materialele provenite de acolo se va face venit la Primăria Comunei Dofteană. Proiectul Prânzul Ștefanian iată că se apropie cu pași repezi de cel de-al doilea an de când oferă masă caldă sărmanilor Oneștiului. Doi ani în care oamenii nevoiași și nu numai ei au găsit la protopopiatul Onești de luni până vineri un prânz cald, iar în weekend la masa bucuriei cei care nu au posibilități financiare de a-și pregăti un prânz cald, la fereastra bucuriei găsesc prânzul cald. Câți oameni vin la masa Prânzului Ștefanian? Păi, în primul rând, bine ați venit la noi și dacă vorbim de prânzul ștefanian, aici avem fereastra bucuriei și la această fereastră ne-a ajutat să fie, să spunem, funcțională datorită pandemiei și de atunci pe locul acesta, aici este Romelia, este bucătăreasa noastră și oferim în jurul la, cum este perioada acum de iarnă, după cum ați văzut și dumneavoastră filmând, peste 180 de porții, pentru că o persoană poate să ia 2 sau 3 pachete în fine de cum este înscris și pe zi. Asta puteți face un calcul, în afară de ziua de duminică când avem liber. În rest, în fiecare zi este deschis. Și acum o rog pe Romelia. Da. Și mulțumim foarte mult și o felicităm. Bine. Să vă arăt cam ce oferim aici, dacă puteți focaliza, o rog și pe doamna asistent social să ne ajute. Deci este vorba de un sfert de pâine, merele care sunt foarte cele mai bune vitamine. Dacă ai mânuța aici, puteți să puneți aici, este cum este? Cald. Ferbinte, da? Ferbinte. Este o gogoașă, da? O gogoașă. Este o ciorbă ferbinte pe care o vedeți și un felul 2. Acesta este pentru o zi de vineri, prânzul ștefanian. Cred că aici este doamna preoteasă varză, călită, cu un ardei, o mămăliguță fierbinte, chiar este foarte, foarte caldă. Și acesta, prânzul o să vi-l oferim chiar dumneavoastră, pentru că văd că vă faceți o treabă foarte bună și prin dumneavoastră mulțumim tuturor care vă ajut. După cum v-am spus, este vorba de un prânz ștefanian. Dacă tot acum suntem live, aici noi avem un beneficiar și Mărănică Vasilică din Onești. Câte porți luați dumneavoastră? 2 de obicei, pentru mine și pentru Eva. Și pentru Eva e soția dumneavoastră, da, sau da? Da. Și sunteți mulțumit? Foarte mulțumit. Și câți bani dați aici? De obicei nu dau niciun ban. De obicei ați dat vodată? N-am dat niciodată. Nu. Și nici nu o să cerem niciodată. Mulțumim, pentru părinte. Pentru că prin ajutorul dumneavoastră, a celor care ne urmăresc și vreau să vină și aproape de noi și doamna asistent socială Mihaela și să o și prezentăm, noi facem, să spunem, această ispravă cu ajutorul lui Dumnezeu. Noi credem în Dumnezeu, că Dumnezeu ne ajută și uite, ați văzut, spontan, Domnul vine și își ia hrana pentru familia dânsului. Și ne ajută, în primul rând, să nu murim. Doamne ajută, niciodată noi nu vom muri, pentru că dacă suntem împreună, ne ajută Dumnezeu să putem face față și la împreună greutăți. Suntem mai puternici, așa exact, se spune. Exact, asta este. Vă mulțumim foarte mult. Să trăiți. La fereastra bucuriei, de altfel, am văzut oameni cu pensii mizere de 150 de lei pe lună, cărora le ajung banii doar pentru medicamente și utilități și care sunt nevoiți, după viață de muncă, să mănânce din mila publică. De altfel, nu este primul și cu siguranță nu va fi ultimul proiect demarat de către protopopiatul Onești prin preot protopop Ioan Bârgăoanu. Fii și tunic ușor este un proiect prin care se dorește a-i ajuta pe copiii săraci ai Oneștiului. În momentul de față demarăm campania Fii și tunic ușor, prin care încercăm să asigurăm necesarul de încălțăminte pentru aproximativ 350 de beneficiari copii aflați în centre instituționalizați, dar și nu numai, copii cu deficiențe, copii aflați în nevoi speciale, cazuri sociale și așa mai departe. Ne bucurăm în mijlocul nostru de prezența tinerilor de la Tor, care mereu ne-au ajutat, l-a sortat, l-a pus pe sortimente, pentru că avem mai multe centre care ne-au solicitat ajutorul și avem surse de finanțare din mai multe direcții, ca să zic așa, din donații, pentru că s-a demarat această campanie în mediul online
fii și tu Nicușor, și au început să vină donații pentru a putea să achiziționăm încălțămintea pe care am cumpărat-o de la București, dar o parte dintre încălțăminte ne-a asigurată și domnul primar Laurențiu Neghină și îi mulțumim pe această cale. În afară de încălțăminte, am primit un necesar, o listă de nevoi și de lejerie intimă, șosete, și am încercat să asigurăm, după cum vedeți, o mică parte cât se poate din acest necesar. Deci peste 350 de beneficiari. Pentru că este o perioadă deosebită, sunt sărbătorile de iarnă și oamenii tind să fie mai buni, sperăm și noi ca de Crăciun să fie mai buni și să dăruiască din suflet, și cu siguranță sunt multe persoane care se vor bucura de darurile primite. Descoperiri arheologice de senzații la Sânic Moldova, făcute de doi bărbați pasionați de istorie. Rămășițele pământești ale unor soldați români căzuți în primul război mondial au fost scoase la lumină împreună cu muniția, dar și cu obiectele lor personale. Cei doi prieteni, Gabriel Dăspinescu și Vasile Boboc, nu sunt la prima descoperire de acest fel. Zilele trecute, alți patru soldați români au fost găsiți de cei doi pasionați de istorie militară. Descoperirea făcută în vârful Cernica, pe raza localității Slănic Moldova. Noi am ajuns cu detectorul aici pentru a face o cercetare, pentru un articol, se numește Arheologie de Război. Ajungând în zona respectivă, condițiile meteo nu a fost un obstacol, am ajuns la un efectiv de 9 schelete a unor ostași români din primul război mondial. Am săpat cu grijă, s-a găsit muniție activă, s-a găsit obiecte de efect militar și foarte multe lucruri. S-a săpat încet, cu grijă, ca să putem scoate la suprafață adevărata istorie a armatei române care a luptat aici, în zona asta. În urma detecției făcute astăzi, a fost descoperită o groapă comună cu osemintele a 9 ostași români din primul război mondial, din regimentul 80, precum și muniția aferentă din dotare și obiecte personale. Pe 6 decembrie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae, supranumit și făcătorul de minuni, patron al Greciei și al altor orașe din apusul Europei, dar și patronul municipiului Onești. Este unul din cei mai populari sfinți ai creștinătății. Numele lui este sinonim cu dărnicia și compasiunea, dar și cu darurile aduse copiilor. Sfântul Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirei Lichiei, s-a născut în localitatea Patara din Asia Mică, în cea de-a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie de oameni înstăriți și creștini devotați. Crescut în spiritul poveței creștine, să împarți averea săracilor, Sfântul Nicolae și-a dat întreaga moștenire pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Nicolae a ajuns episcop de Mira de la o vârstă fragedă, îngrijorat de o posibilă ruptură care ar putea avea loc în biserică, i-a dat ereticului Arie o palmă. Astfel, potrivit bisericii, de la palma Sfântului Nicolae a rămas obiceiul ca pe 6 decembrie cei neascultători să fie loviți cu nuielușa, în semn de avertisment. Tradiția spune că nuielușa cu care este lovit neascultătorul trebuie să fie una de măr, iar dacă aceasta este pusă în apă și dacă va înflori până la nașterea Domnului, adică până la Crăciun, înseamnă că Sfântul a mijlocit iertarea celui care a fost lovit. Copiii tuturor țărilor creștine au învățat că noaptea de 5 spre 6 decembrie Sfântul Nicolae vine și le încarcă galoșii, bocancii sau bradul cu dulciuri, jucării sau daruri din ce în ce mai costisitoare. Unii găsesc și câte o nuielușă. În unele zone, copiii lasă moșului apă și morcov pentru calul său. Acum TV transmite la mulți ani celor ce poartă numele de Nicolae și derivate ale acestuia. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 6 decembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, mercurul în termometre urcă până la valori de 4 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Miercuri, 7 decembrie, cerul va fi acoperit de nori, maxima zilei ajunge însă până la valori de 9 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 0,1 grad Celsius. We'll be right back.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.